Corbinul s-a reunit pentru primul antrenament al noului sezon. 26 de jucători au fost prezenți, printre aceștia și Sergiu Buș, Ion Cărăruș, Alexandru Gârbiță și cei patru jucători nigerieni sosiți la Hunedoara în urmă cu două săptămâni. Au absentat motivat Neaxa și Roger, care se vor alătura lotului în zilele ce urmează și Blaga reținut la reunirea prim divizionarei UTA Arad. Jucătorii pregătiți de Florin Maxim au fost întâmpinați la stadion de aproximativ 200 de spectatori, care au ținut să-și arate sprijinul încă o dată, după performanța realizate în stagiunea recent încheiată. Echipa își va continua pregătirile pe plan local, urmând ca mai apoi să efectueze un stagiu de pregătire centralizată la Rogla, în Slovenia, în perioada 17-28 iunie. E chiar plăcut să-i avem din, chiar din prima zi pe sportenii noștri alături. Da, ne, așteaptă, ne așteaptă o perioadă încărcată, grea nu e pentru că suntem obișnuiți, nu va fi uh, specială sau uh, dar uh, puțin comprimată va fi pentru că am ținut să-și să aibă jucătorii vacanța bine meritată pentru că a fost un consum fizic și mental foarte mare pentru fiecare din componența lotului și pentru voi de la birouri, chiar dacă munca a continuat, știm că a fost un volum foarte mare de muncă și în birouri și și, la, și pe teren. Am ținut să, să aibă o vacanță bine meritată pentru că știu că ne va, ne va aștepta un sezon încărcat. Cum sunt?